Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene, a început plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferent perioadei 1 aprilie 30 iunie 2019. Suma plătită este de peste 102 milioane de lei, reprezentând 52,67% din valoarea totală, pentru un număr de 17.703 beneficiari și o cantitate de motorină de peste 54 de milioane de litri. Valoarea accizei la motorină pentru anul 2019 este 1,8959 lei pe litru.